Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Etalare pentru decembrie 2021. Au venit multe mesaje, poate pentru că am întârziat un picuț, dar nu mai mult decât de obicei. Sau pur și simplu simțiți nevoia să vorbiți cu cineva. Vorbiți cu mine, dragii mei, că vă ascult. Cu aspectele pe care le-am și eu în semne de apă, probabil că se creează un trigon ceva și v-aș asculta dacă aveți vreo problemă de împărtășit. În timp ce amestecam cărțile pentru energia generală, au vrut, ia uite, o păstrez și pe aceasta, da? Au vrut să se arate niște cărți, 5 de aer, conflicte mentale. Conflicte mentale, griji, stres în legătură cu o situație care vă ține în singurătate, vă simțiți însingurați. Vă simțiți însingurați. Este o călătorie în întuneric. E o călătorie pentru că este nouă și pentru mine nouă înseamnă călătorie. Este semnul lui Jupiter. Chiar dacă este eremitul. Eremitul care adesea este, se zice, dar nu obligatoriu, reprezentat de zodia Fecioare, dar nu neapărat, nu. Eremitul este un personaj care caută întuneric și căutați în aceste conflicte mentale pe care încă nu le-ați înțeles, le analizați. Eremitul înseamnă și analiză mentală. Analizați niște situații foarte conflictuale. Ori cineva are, vă creează, e invidios pe voi, interesant, sau vă creează acest stres mental din niște motive, sunt multe motive, evident. Nu le pot înșira pe toate, voi le știți, variați de la rac, ascendent, leu, ce aveți, leu, vreau să zic lună. Probabil că aveți marcaje în leu sau în semne de aer, unii dintre voi, în gemeni, poate. Da, încercați să analizați o situație stresantă. În continuare a venit regele de foc. Știți că odată depășită această și înțeleasă această situație stresantă, trebuie să intrați în energia voastră de foc primordială, să manifestați încredere în voi. Poate cineva vă atrage, poate este un personaj care vă creează probleme sau altul care vă atrage. Asta pentru că apare tentația și patru de aer. Patru de aer care iar înseamnă analiză. Seamănă cu eremitul, varianta mică pentru mine. Analiză, stați pe gânduri și vă gândiți la această tentație. Ar putea să fie chiar regele de foc, un personaj plin de pasiune, de încredere, de creativitate, da? Care radiază maturitate, dragoste, sau față de care vă simțiți atrași. Din ce motive? Aici trebuie să înțelegeți. De ce vă simțiți voi atrași acest personaj? Deși sunt conflicte. Posibil 40 de aer și 5 de aer să vină conflictele din partea lor sau cineva vă invidiază dacă ați fi cu ei, dacă s-ar crea ceva între voi. Da? Tentația este numărul 15, apare Capricornul și un pic mai încolo pentru unii dintre voi. Știți că ați avut de-a face cu zodia Capricornului, care pentru unii vă atrage, într-adevăr, că este opus. Dar vă creează și probleme. Interesant este că în timp ce am vorbit, am văzut și lumea. Da, vreți să încheiați acest capitol eventual? Vreți să încheiați acest capitol și să manifestați altceva nou? La capătul setului de cărți aveți regina de aer și nebunul. Ați vrea să o luați de la aer? De la aer. Ați vrea să o luați de la zero? Ați vrea să o luați de la zero cu un personaj înțelept? Înțelept. Eventual, vă doriți voi să căpătați înțelepciune în această lecție spirituală, călătorie spirituală, da? E o încercare, tentație ce-o fi fost, da? Sub acest nebun, sub acest început pe care vi-l doriți și o să vedeți că reapare, apare puterea. Vreți să fiți puternici, să vă luptați cu voi, să vă păstrați echilibru, eventual, luptele acestea se revăd sau întrevăd în acest 5 de aer, lupte interioare, lupte pentru putere cu un personaj, împăratul, da? Foarte puternic, care vă provoacă. Ori vă controlează pe unii dintre voi, ori e restrictiv, ori ceva. Sunt niște lupte.
Dar voi vreți să luați de la zero, până la urmă, undeva în subconștient există această dorință, să manifestați de la zero ceva nou și, în primul rând, înțelegeți, ca să puteți pune capăt acestui capitol. Eu o să pun cărțile deoparte și o să mai extrag încă una, pentru că acestea au venit în timp ce amestecam, fără să fiu aici, online cu voi, da? Însă, și dacă n-aș fi, dacă ar fi să le scot sau să apară separat, n-ar fi o problemă. În timp ce amestecam setul de cărți pentru crucea celtică, iar apare zero. Nebun. Simțiți, într-adevăr, nevoia să o luați de la zero? Poate că regina de monede pentru unii. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Semnul Capricorn, am văzut și tentația. Este, v-a pus într-un triunghi sau voi aveți o tentație și puneți pe ei într-un triunghi. Triunghi poate să fie amoros, dar poate să fie și alte priorități. Job, ambiții, eu știu de care, vreți să vă reconstruiți oricum. Vreți să vă reconstruiți. Rămâne de văzut. Pentru că trei de monede e reprezintă o carte bună. Dar rămâne de văzut cum vă reconstruiți voi echilibru financiar, stima față de voi, în condițiile în care cineva... Uite, domnule! În condițiile în care cineva va zăpăci, va da peste cap. Am dat și eu setul de cărți, da? Ia uite, transformare, s-a oprit la transformare, moarte și renaștere. La capătul setului de cărți, marele preot. Tradiția, cultura, familia, căsătoria cuiva. Și chiar dacă nu sunteți căsătoriți, vă provoacă. Iar regina de cupe, sânura acului, da? Își dorește ceva nou. A încercat eventual o relație, a încercat ceva, dar apar conflictele. Cu acest suflet pereche, da? Sunt conflicte. Poate alții și doresc, poate sunt invidii, poate sunt vorbe, poate, da? Și apar blocajele mentale și... blocajele de altă natură. Poate că din cauza COVID-ului au apărut blocaje. Sunt niște situații grele. În continuare apar în etalările voastre cum au mai apărut de-a lungul timpului. Da, încet, încet, pentru că eremitul, transformarea, da? Moartea și renașterea, judecata, eremitul, lucrurile acestea se rezolvă în timp. Adică înțelegeți lucrurile în timp, analizând, găsiți răspunsul în timp, sunt... Să pun așa de partea asta. Hai să vedem. Sunt energii care necesită răbdare. Hai să vedem energia generală pentru cei cu soare, luna, venit să ascendem în rac. Energia generală pentru decembrie. Energia generală... sunt multe. Dar simt nevoia să iau pe asta. Ia uite! Aceasta am simțit nevoia să o deschid. Zero. Măi, chiar vă doriți să o luați de la zero? Ia uite, patru de... Ia să închideți un capitol în care ați tot regretat nostalgia asta, să puneți capăt nostalgiilor. Hai să o punem undeva în planul 2. Da? Patru de apă și lumea. Posibil o distanță între voi. Lumea înseamnă și distanță. Trebuie să străbateți parte din glob. Mări, ia uite, 6 de ani distanță. Din cauza distanței, regele de aer, regina de foc, încercați să vă păstrați echilibru în această pasiune. Există și tradiție, există și familie pentru unii dintre voi. Sunt intense energiile. Asul de cupe este aici, într-adevăr. Dar vreți altceva în care... O poveste în care nu mai suferiți, nu vă mai mințiți în legătură cu acest mare preot. Căsătorie, contract, tradiții, cultură, da? Nu mai stau în calea voastră. Și manifestați focul, regina de foc, pasiunea, creativitatea și înțelepciunea. Asumarea. Dar, aici este, trebuie să vă detașați un pic de lucrurile care n-au fost spuse, n-au fost înțelese, eventual. Hai să vedem alte cărți, mesaje de la îngeri. Cum revin aceste cărți? Mesaje de la îngeri pentru draci. Mesaje de la îngeri pentru draci. În decembrie. Cum terminați anul, aproximativ? Mesaje de la îngeri pentru draci. Ups, asta? Romanță. O romanță. E vorba de o romanță. Încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Posibil că totuși cu această lume și 6 de aer se întâmplă o călătorie. Se întâmplă o călătorie.
Și reușiți să vă înțelegeți. Ia uite ce e. A venit o carte inversă? Da. Trei de băte invers și șapte de cupe. Visați că lucrurile vor veni mai aproape, sperați. Visați că lucrurile vin mai aproape. Trei de băte se pregătește de călătorie. Venind divers, mergeți înspre doi, înspre altfel de planuri, decizii. Vedem. Hai să vedem. Hai să vedem. Ia uite, tot au sărit cărți. Ce a sărit? Ia uite, puterea. Și? Ia uite. Noi! Aveți în jurul vostru, ori voi, ori persoana la care vă gândiți, concurență, oameni cu care trebuie să vă luptați, situații. Trebuie să vă luptați pentru ceva. Rac, soare, lună, Venus, ascendentul de nord în rac. Energia acestei luni, decembrie 2021. Cruce celtică, da? Ia uite, iar blocaje. Dar rămâneți puternici. Central. Șapte de cupe. Opțiune, ia uite, trei de băte invers. Cum am văzut mai devreme. La rădăcina acestei cruci, regele de monede. O poziție financiară a cuiva. Un bărbat echilibrat din punct de vedere financiar poate să fie și femeie în energia sa masculină. Dar pentru mine, regele de monede sau regina de monede reprezintă soțul sau soția. Deci, un personaj tradițional. Un personaj tradițional. Opt de cupe. În ultima vreme ați încercat să vă detașați emoțional. De acest personaj, eventual, ia să vedem. O să și clarific. În viitor apare nouă de monede. E bine. E bine pentru că nouă de monede este o persoană singură, independentă, cu reușite, cu stimă față de sine, cu alte cuvinte, care s-a vindecat. Îl are și pe nouă de cupe în ea. Are și dragoste față de ea. Dar, ca să ajungeți acolo, trebuie să vă detașați. Nu e fapt invers. Să vă detașați de o familie, de o situație tradițională, de un personaj foarte strict, prea concentrat pe material. Variază. Vedeți unde sunteți, dar o să clarific. În prezent vă simțiți singuri. Chiar dacă sunteți într-un cuplu, vă simțiți singuri în cuplu. Și totuși visați la cineva. Eventual cineva v-a părăsit și vă simțiți abandonați. Nu mai comunicați cu cineva. Și totuși în sufletul vostru visați la ei din când în când măcar. Deși o să văd ce înseamnă 3D de bute invers. Posibil să vă fie greu să călătoriți. Că văd totuși 6 de aer, lumea. Vedem dacă este greu sau dacă este ușor. Sfatul este 10 de cupe, sperați. 10 de cupe, chiar dacă e ideal. Ține de speranță, aveți încredere. În visurile voastre, 7 și 10. Poate este altcineva care vă atinge sufletul, luna, sau aveți aspecte în casă de apă și vă sensibilizează, posibil și asta. Dar 10 de cupe înseamnă o dragoste ideală. Sperați în ideal. Sperați. Undeva o parte din voi a renunțat la speranță, dar nu e bine. Nu e bine. Exterior, 2 de bâte, interesant. Cineva trebuie să aleagă între voi și altă persoană. Posibil acest rege de monede să reprezinte personajul din viața celeilalte persoane, da? Personajul strict,
Fix, da? Fix. Dar avem nevoie de stabilitate, într-adevăr, dar când devine prea restrictivă și ne îngreunează destinul, dorința de a explora mai mult, noi trebuie să schimbăm direcția, da? Cineva se gândește totuși, își face planuri. Posibil să fie ei trei de bute invers și doi de bute, da? Trei de bute, am zis că mergem spre doi de bute. Aici este. Ar vrea să vină, să traverseze parte din globul acesta. Vedeți cărțile? Da? Uitați-vă aici. Ar vrea să vină. Dar, ca să vă cunoașteți mai bine unul pe celălalt, există un iz de romanță prin șase, prin șapte de cupe. Dar deocamdată vă simțiți singuri, părăsiți, abandonați. Poate și ei se simt. Pentru că trebuie să aleagă. Nu se simt bine acolo unde sunt, altfel de ce ar alege? Da? Dar sfatul vostru este să sperați în continuare, să visați. De fapt, curcubeu ce înseamnă? În simbolistica biblică, la asta mă refer, nu la altele, nu la LGBT, nu exclus că eu nu susțin chestiile astea, dar este doar treaba mea. Dar, din punct de vedere creștin, curcubeu înseamnă speranță, da? De ce vă este teamă? Ia uite, de 10 de spade. Că veți fi trădați, că încă. Ei sau voi nu puteți depăși această stare de suferință, 8 de cupe, 5 de monede, 10 de spade. Ce vă doriți? 10 de... Vă doriți o familie fericită. Eventual, vă doriți să vă întâlniți, să mergeți acasă, să vă faceți, să vă petreceți sărbătorile cu familia. Că e familia făcută de voi, că e familia în care, din care veniți. Dar știți cum e? Că este doar, aveți 10, 10, 10, poate să fie doar un ideal. Da? Sperați că veți avea și voi parte de o familie fericită cu cineva. E în poziția dorințelor și aici poziția sfatului, speranța, da? Sperați, pentru că încă în poziția fricilor vă este teamă că nu puteți depăși acest sentiment de trădare. Da, și cei cu planete, mai ales Lună, ascendent, Venus, poate și Soare, dar depinde de gradele în care aveți aceste planete, da, sunt foarte sensibili și se vindecă mai greu decât alte zodii. Se vindecă mai greu, ăsta e adevărul. Și atunci, oarecum se leagă sfatul cu dorințele? Pentru că de multe ori nu se leagă, dar în acest context aveți dreptul, e normal să vă doriți și voi echilibru, stabilitate, momente frumoase cu, nu știu, cu familia, cu prietenii. Probabil că unii aveți probleme de sănătate financiare, dar în momentul în care veți ajunge independenți, veți putea manifesta și atrage acest 10 de monede. Ce reușiți să faceți, împăratul, să vă echilibrați, să vă creați regulile voastre, asta e bine. Cavalerul de cupe și... Oh, ce frumos! Posibil vine cineva să vă pețească, nu știu, dar... Mai, ce frumos! Nici n-aș mai schimba cărțile. Ar putea cu cavalerul de cupe să fie o împăcare, deși nu cred. Dar e posibil să fie o împăcare. Dar dacă nu este împăcare, am zis, în momentul în care voi, ca și femei, energii feminine, măi, deci chiar să vă iubiți, chiar să vă iubiți și să vă stimați, nu să vă ziceți, a, nu, că eu sunt bună, că eu sunt, am o valoare, dar de fapt în sinea voastră să nu vă simțiți așa. Nu. Aici, 9 de cupe și împărăteasa chiar se iubește. Își acordă timp, da? Își vede calitățile, emană dragoste, creștere spirituală. În momentul în care sunteți ca femei, în această energie, apare și bărbatul acesta care vă oferă stabilitate. Dar probabil că stabilitatea pe care au oferit-o altora, vor să vă ofere vouă. Pentru că voi sunteți perechea lor divină. La capătul setului de cărți, 4 de cupe. Am mai văzut mai devreme, da? Temperanța.
Nu s-a putut manifesta ceva. Poate vă simțiți manipulați de un personaj, de viață. Vă simțiți manipulați sau ați înțeles că ați fost manipulați într-o situație și trebuie să vă vindecați de acest manipulator sau situație care nu s-a putut manifesta. Da, au fost niște blocaje. Încă sunteți supărați. Cum am zis mai devreme, uite aici a apărut. Încă sunteți supărați pe patru de apă, da? Încă. Regretați, oftați, plângeți. Nu trebuie să-mi spuneți mie dacă plângeți. Da? Eu cred că mai vă plânge sufletul de tristețe, de dor. Din cauza repeta unei distanțe, da, pe de altă parte, concentrați-vă pe voi. Aici este, concentrați-vă pe idealurile voastre, pe voi, nouă de monede, ca să puteți atrage personajul care vi se potrivește. Dar ce frumos, împăratul și împărăteasa. Și romanță, deci, posibil, așa aș vrea și eu din tot sufletul să cred că măcar unii dintre voi veți reuși să vă cunoașteți, să puneți fundația, da? Într-o relație foarte emoțională, dar în care vă potriviți, sunteți amândoi puternici. Am zis la 44, sunteți două persoane încăpățânate, puternice, care împreună se transformă și împreună, am văzut și transformarea, pot transforma oamenii din jur, da? Au o misiune puternică împreună. Împăratul și împărăteasa, 4 și 4 oarecum, nu? Dar pentru a fi în această energie, doamnelor, trebuie să vă învățați 9 de cupe și, da? 8 de cupe merge către 9 de cupe. Să învățați să vă iubiți. Eventual cu 7 de cupe, în această stare de visare, sper că e visare, nu confuzie, încercați și orientați-vă și către alte posibilități. Dacă cineva v-a trădat, orientați-vă și către alte direcții. Este dreptul vostru. Nu rămâneți în trecut. Hai să vedem totuși patru de... Păstrez nouă de cupe, poate vrea să reapară. Împăratul, împărăteasa. O iau și pe împărăteasă pentru că o regăsesc oarecum. E preîmpărăteasă, dar o regăsesc aici. În nouă de monede. Deci, într-un final, vă întâlniți cu un personaj puternic, cu care puteți să fiți... Am văzut puterea, da, mai devreme. Să fiți un cuplu puternic. Clarificăm 7 de cupe pentru cei cu soare, luna, venus sau ascendentul în nord, în rac. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite soarele, aici este. Am văzut și regele de foc mai devreme. Visați la un personaj care vă inspiră. Visați la fericire în sufletul vostru. Și sfatul este, da, lăsați-vă în această lume a visului, a romantismului. Visați! Aici, să știți că iau pe regele de cupe și am văzut mai devreme și regina de cupe. Da, sunt conflicte în legătură cu un personaj care, posibil, dacă nu e căsătorit, are un contract, simte multă pasiune față de voi, este separat din cauza unor probleme, da? Separare care le-a adus și lor durere de cap, nu doar vouă, și suferință, dar acest personaj... Ori e căsătorit, ori are un contract, ori tradiția, cultura din care vine, creează conflict între voi. Care? Vedem dacă va fi depășit. Însă, găsiți-vă echilibru emoțional în această situație conflictuală și provocatoare. Soarele. Visați că va veni soarele pe strada voastră, curcubeu, și
Și am zis, asta am început să zic și n-am reușit, că mi-au distras atenția cărțile. Parte din manifestare este și capacitatea noastră de a visa. Parte din manifestare, da? Dacă nu visăm grandios, nu se va manifesta nimic special, da? Dacă ne limităm speranțele și visurile la lucruri mici, vom avea parte de lucruri mici. Dacă sperăm și visăm lucruri mari, strălucitoare, deosebite, vom avea parte într-o formă sau alta, da? Aceste lucruri mari, uite, soarele, împăratul, energie masculină, care vine înspre energia feminină. Clarificăm trei de bâte invers, provocare. Iată. De două ori. De trei ori. Extraordinar. Da, va fi. Provocare este să o luați de la zero, da? Să începeți ceva nou. Poate să fie și un proiect, poate să fie și un job. Dacă nu vă simțiți bine acolo unde sunteți, da? Detașați-vă de un job, de un șef, de cineva care poate a fost prea strict, o să clarific, dar aici e provocarea, cum manifestați? Mai dăm o carte, ce înseamnă acest 3 de... Eu că regretați. Vă este dor. Nu, vă este dor. Vă este dor de acest personaj. Mai dăm o carte pe ce înseamnă exact 3 de bâte invers odată. De ce invers? De două ori. De trei ori. Ce este invers? Iată. Posibil să fie provocarea lor. Da? Pentru că ei sunt în 2 de bâte. Și e influența exterioară. Și ei trebuie să aleagă acest glob, acest asta, cum? Și încă sunt în starea de, da? Am zis 3 de bâte merge spre 2, aici apare la influență exterioară, vedeți logica, da? Tot 2 de bâte și a fost clarificat în mod special 2 de monede, da? Cineva încă alege și aici provocarea. Ar putea să nu fie a voastră acest moment de alegere, probabil destul de lungă durată. Ia uite. Steaua, regina de spade, faetonul și îndrăgostiții, șasul de bâte. Au multă pasiune, sunt îndrăgostiți, vor să vină înspre voi să discutați. Dar trebuie să învețe să spere, da? Să se vindece, posibil 10 de spade să fie vindecarea lor, nu musaia voastră. Și 3 de bâte am zis că înseamnă speranță, dar a venit invers. Și aici a fost clarificat, chiar din prima carte, steaua, da? E vorba de lucruri cu subconștientul lor. Undeva în subconștientul lor încă nu speră că vor fi cu voi sau că vor putea alege corect. Înțelegeți, da? Eu cred că e problema lor aici, la provocare. Nu a voastră. Voi visați în continuare că va fi bine. Și speranța, am zis, într-o formă sau alta apare și aici. Deși 10 de cupe pentru mine înseamnă soarele varianta mică și 9 de cupe steaua varianta mică, da. Am zis, idealul ăsta înseamnă tot o conexiune la... Nu, că rămâi idealist. Înseamnă că ai încredere că va fi bine, că speri, nu? Ține de credință. De credință. Clarificăm regele de monede în trecut. Îl îndepărtat odată. De două ori. De trei ori. Ia uite. Judecata. E vorba de a renaște ceva, da? Într-o situație, da, în care este pasiune, dar este și dor. S-a pierdut o oportunitate, o ocazie și se dorește manifestarea. Poate că au fost imaturi din punct de vedere sexual, posibil. Poate a fost un copil în această poveste pentru unii, posibil. Dar acest rege de monede v-a provocat într-un fel sau altul renașterea. Dacă regele de monede înseamnă căsătoria cuiva sau o poziție socială importantă a cuiva este provocată, este chemată la o renaștere această poziție. Ori să se căsătorească cu altcineva, ori să-și revizuiască felul în care își gestionează, să zic, banii sau resursele. Nu doar fizice, dar resurse înseamnă și emoțional și spiritual. Da? Acest personaj este chemat să se transforme, să-și asculte intuiția.
Că sunteți voi chiar cineva, vă rog frumos, găsiți-vă poziția. Deci este chemat la o altă realitate care ține de această lume în care trăim, da? Judecată. Trebuie să-și asculte sufletul. Nu doar nevoia de stabilitate. Și aici este imaturitatea, fiindcă, eu știu, s-a manifestat și a creat această suferință. Și pentru ei, și pentru voi. Clarifică un loc de cupe. Oh, uite. Nouă. De bute. Și opt de... Da. Această bucurie rămâne un secret în viața acestui personaj, dacă e căsătorit. Dar rămâne oarecum blocat. A rămâne, nu, pentru că e la trecut. A fost o perioadă blocat în această energie fixă. Ori blocat mental sau programat să fie cu soția, cu eu știu cine o fi, da? Deși în sufletul lor, în secret, există bucurie față de voi. Pentru unii poate acest capricorn, pentru unii nu, pentru toată lumea, vă rog frumos să nu săriți în sus. Pentru unii acest capricorn a avut în secret o altă chestiune, înțelegeți aluzia, da? Și în momentul în care ați aflat, ați încercat să blocați și să vă detașați emoțional. Deși 8 de cupe pentru mine înseamnă Lună, Venus în Scorpion, ar putea să vă reprezinte și pe voi. Un blocaj și o detașare emoțională, da? De, uitați. Și transformarea mentală sau reprogramarea mentală a voastră în legătură cu acest cuplu, da? Regele și Regina de Monede, care a avut niște secrete. Da, posibil să fi fost o aventură, posibil. Pentru unii. Că știți, că nu știți. Poate intuiți unii dintre voi, dacă e distanță. Sunt niște chestiuni. Mai dăm o carte. O dată, pentru trecutul apropiat. De două ori. Ah. Trei. Ia uite. Trei de... Da. Monede. Este clar că au fost niște situații dezechilibrate. Unul dintre voi a plecat într-o altă direcție. Bănuiesc ca să se cunoască mai bine, să se înțeleagă. Ia uite, secretele. Da? Au reapărut. Deci, astea sunt clarificările pentru 8 de cupe. Detașați-vă și lăsați să-și facă alegerile. Să leagă ei. Dar voi în continuare sperați tot ce e mai bun pentru voi. Că vă aleg eu de la capătul setului de cărți, trebuie să vă vindecați, să analizați. Da? Impulsivitatea cuiva într-o situație care, da, există dragoste, dar există și dezamăgire. Hai să clarificăm 5 de monede. O dată. În prezent și viitor apropiat de 2 ori. De 3 ori. Ia, 4 de cupe, tot apare 4 de cupe, 4 de cupe. Sunteți supărați din cauza că vă simțiți singuri, unii dintre voi, poate ei se simt singuri și sunt supărați, iau de iar apare moartea, transformare. Probabil că a spus capăt, da? După cum arată cărțile, moartea și judecata, a spus capăt în relație cu acest personaj și probabil că le este dor de voi și vor să vină la voi, eventual. Dar în sufletul vostru voi sperați ce e mai bun. Ori vin transformați, ori vă orientați către altcineva, da? Ia uite, Libra, vreau să zic. Posibil unii dintre voi v-ați separat cu 10 de... sau vreți. Nu știu, unul dintre voi. 10 de bâte. Justiția. Tribunalul, da? Cu alte cuvinte. Și moartea. Unul dintre voi... În această poveste, că sunt 3 persoane, că sunt 2 persoane, că sunt 4, nu este treaba mea să le număr, pentru că variază de la om la om, da? Dar, pentru unii dintre voi, acest personaj, da, chiar încearcă să renască, cum am zis mai devreme, să termine un contract
sau o căsătorie, să se transforme eventual și să vină înspre voi. Sau voi să terminați cu ei și să vă reorientați către o altă persoană care vă aduce fericire. Vedeți unde sunteți. Mai dăm o carte pentru prezent. O dată, de două ori, de trei ori. Regina de cupe. Le este dor de voi. Vor să vină, iau-te, vor să vină, vor să vină să exprime dragoste, pasiune, dar au conflicte, posibil soția pentru unii, mama sau alții invidioși. Dar trebuie să se lupte. Puf, 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 e greu, dar când iubești și când sunt doi oameni puternici și mai ales când trebuie să se întâlnească împăratul și împărăteasa, știți ce înseamnă asta, dar și avem și divine masculine aici, bărbatul divin. Când sunt două suflete perechi, darmice sau flăcări gemene, sunt și provocări mari, mari, din partea relațiilor karmice. Acum, regina de cupe. Iubiți-vă, că am zis, 8 de cupe merge către 9, da? Lăsați în urmă dezechilibrele, blocajele, eu știu, situațiile neplăcute, despre care am vorbit o parte din ele, am vorbit o parte, le știți voi, da? Iubiți-vă, oferiți dragoste sufletului vostru și corpului vostru, da? Eu așa văd acum, această cupă, în primul rând, să vă oferiți voi, prin această conexiune la divinitate, sperați, rugați-vă, da? Da? Fiți idealiști. Vă oferiți o cupă de emoții, de visare, de bucurie. Dacă vă simțiți singuri. A, mie mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și mie. Că altfel, dacă nu mi s-ar fi întâmplat, n-aș fi putut să vă vorbesc din experiență. Să te simți singur, da? Să faci sărbătorile, de exemplu, singur. Și atunci ce faci când ești singur? Spui un pahar în față și zici la mulți ani, să ai un an bun și să fii puternică de acum încolo. Da? Pentru că e totuși un prezent viitor apropiat. Rămâne de văzut cu cine veți face sărbătorile, dar ca să vină, am zis, trebuie să fiți în dragoste față de voi. Dar este clar că unui personaj este tare dor de voi și are niște conflicte. Cum să vină să manifeste această întâlnire? Pentru că sunteți o persoană foarte specială. 10 de cupe, clarificăm 10 de cupe. O dată, de două ori, de trei ori pentru loc ușori. Deci, investiți în grădina voastră cu răbdare. Poate că ați obosit să mai visați, dar continuați să visați, continuați, aveți răbdare. Sfatul. Mai dăm o carte. Iau-te, regina de spade. Iau-te, același format. Mai, posibil pentru unii un semn de aer, sau dacă nu-i semn de aer, cineva are o trezire, iau-te, steaua. Mare preu și cinci de bâte, are o trezire, își dă seama că de fapt căsătoria sau, uite, diavolul, contractul în care se afla, ca poate să fie și la job, da, le-a creat mai multe conflicte și acum se trezesc, da, vor să pună capăt, vor să manifeste o nouă dragoste, să aleagă, să vină înspre voi, faetonul reprezintă uneori și zodiacului, da, și să comunice. Aveți răbdare cu această poveste, eventual, mai dăm o carte, totuși. Odată. Posibil că trebuie să și ei sunt precauți de trei ori. Ia uite. Doi de spade, iar doi. Iar situație în care se alege. Dar se schimbă povestea. Sau mesajul. Devine un pic, se separă mesajul. O, da, am înțeles, iată, ce frumos. Întotdeauna când apare doi de spade, bine să ai două cărți, da. Trebuie să alegeți. Între persoana care v-a pus în stand-by, dar poate nu e vorba de voi, poate e vorba de alegerea cuiva. Însă,
În momentul în care cineva alege și noi alegem, nu avem cum, nu putem să stăm să ne lăsăm aleși, da? Și noi alegem să-i așteptăm sau să nu-i așteptăm, da? Acum, trebuie și voi să alegeți, nu doar ei, și voi. Alegeți, dragii mei, fericirea. Alegeți lucrurile care vă înalță, da? Chiar dacă ține doar de emoții și de proiecție emoțională, mentală, mai devreme sau mai târziu se va manifesta în realitate. Dacă cineva v-a pus în așteptare, eu zic să alegeți, alegeți. Între eventual un semn de pământ și un semn de apă, sau neapărat semn, poate e semn de foc, știi? Dar, știi, draga mea răcușoară sau dragul meu rac, ce aveți voi aici, ascendent, luna sau soare? Măi, am zis că mai devreme, mă repet, pentru că așa trebuie. Visați cât mai înalt, ca să se poată manifesta măcar jumate din vis, da? Sau cât o fi din vis, da? Visați cât mai înalt. Dar mai iau o carte. Mai dăm o carte, da? Doi de spade, două ori, de trei ori. Ia uite. Stai. Va veni cineva în viața voastră. Va veni cineva într-un mod neașteptat. Cavalerul de bâte la fel de impulsiv ca și cel de spade. Doar că e mai cald, mai glamuros, mai... Cineva va veni spre voi. Ideea este că veți fi pur să alegeți eventual între personajul care vine plin de pasiune și un personaj, am zis că se mai schimbă un pic mesajul, mă apar diferite nuanțe, un personaj pe care i-ați văzut cândva ca un ideal, dar ați rămas decepționați. V-au obosit. Au rămas un ideal nemanifestat. Nemanifestat. Dar asta nu înseamnă că voi nu trebuie să sperați în continuare, da? Și să învățați din lecțiile altora și din lecțiile voastre. Cum am zis mai devreme, voi visați în continuare, pentru că măcar o parte din vi se poate manifesta. Dacă știți să vă separați felul în care, sau să alegeți felul în care vă manifestați, iar ca să manifestați acest ideal, această fericire, acest soare, dar la care e bine să visați în continuare, trebuie să alegeți exact cum să manifestați și cum să manifesti soarele dacă nu într-o energie de foc, da? Plin de încredere, cum am zis mai devreme, de creativitate, de entuziasm. Deci așa n-ai cum cu 7 de monede, nu să manifesti niciodată 10 de cupe și soarele. Precaut, îngrijorat, cum să investești banii, cum să faci pașii, da? Aici este o energie obosită, plictisită. Nu, trebuie să ieșiți, da? Da, 5, 6, 7 de monede. Trebuie să ieși din această energie. Este obosită, da? Își folosea, se sprijină pe bâtă. Ce diferență? Se sprijină pe bâtă. Nu o manifestă la bâta. Este aproape uscată. Aici este înflorită. Aici este. Ca să manifestați fericire. Dacă e vorba doar de voi, în general, fără X sau Y în discuție, da? Un sfat foarte, mi se pare foarte fain și logic și înțelept. Ca să manifestați fericirea, trebuie să fiți într-un fel de a acționa foarte creativ, prin de încredere, da? Nu așa. Precauți, nu o să fiți niciodată în 10 de cupe și soarele, da? Da, mi se pare logic. Acum. Da, ăsta este adevărul pe care vi-l transmit și eu și la care trebuie să ajungeți. Posibil va ajunge și altcineva la acest adevăr. Posibil va ajunge și altcineva la acest adevăr. Doi de bâte. Clarificăm influența exterioară. O dată. De două ori. De ori. Da. Regretă. Energia karmică. Alege. Ora ales al drum. Și voi ați suferit atâta și încă vă influențează, cum am zis mai devreme, 5 de monede, 4 de cupe, vă influențează că a ales alt drum?
Nu, dragii mei, nu vreau să spun despre diavol că este Capricorn exclus. Este o energie karmică. Orice zodie poate fi acolo. Poate să fie și cineva din familie, mama, tata, sora, frații. Da? Oricine. E o energie toxică, o relație karmică care v-a adus multă suferință și încă vă influențează. Din acest motiv apare și șaptea de cupe și soarele. Poate cineva vă inspiră să visați, poate apare cineva în viața voastră care vă îndeamnă să visați, să fiți creativi. Da? Cum o fac eu, cum o face și alții? Păstrați legătura cu aceea. Ea clarifică în diavolul odată, de două ori, de trei ori. Da, vă spionează, vă urmărește, dar e între două situații. Justiția. Iar, poate persoana de care ați divorțat sau persoana care vrea să divorțeze și încă vrea să divorțeze și aici este încă posibil sărăcuții, dacă au această energie toxică în spate, încă nu vorbesc foarte clar cu voi, vă urmăresc pe social media, dar trebuie să aleagă. Să rupe lanțurile și să vină spre voi sau trebuie să aleagă ce să aleagă, să fie corecți, da? Să se reprogrameze, să manifeste corectitudine eventual în relație cu voi, într-o formă sau alta. Vedeți că mesajele sunt, au nuanțe. Clarifică în 10 de spade odată. Uf, eremitul aici este. În singurarea asta în care sunteți și voi și, da, vă simțiți trădați și vreți să înțelegeți de ce ați fost trădați unii dintre voi sau de ce tot suferință, suferință. Păi asta e. Pentru că probabil că aici este sfatul. Ați ales să fiți precauți, tendința ragilor, da? Ați ales stabilitatea, în loc să alegeți idealurile cât mai fantastice și să mergeți către ele. Pentru că, în general, cavalerul de bâte nu prea exprimă zodia racului, da? Exprimă semn de foc. Adică, trebuie să aveți încredere în voi. Nu să fiți precauți. De-aia se întâmplă. Asta e explicația. De-aia se întâmplă. Posibil. Vă gândiți că cineva a fost egoist? În felul în care s-a exprimat cu voi? În fine. Clarificăm 10 de monede. O dată. De două ori. Uf, de trei ori. Aici este acasă. Mai, vreți să o luați de la zero? Ori vă gândiți la cineva care este deja căsătorit și suferă în acea căsătorie și așteptați să vină, așteptați să manifeste ei acest zero, pentru unii clar, poate să fie, da, să vă doriți acest personaj pentru că știți că suferă acasă și știți că voi puteți alina Regina de Cupe, da? Dacă voi aveți o suferință acasă, vă doriți să o luați de la zero. Mai dăm o carte pe acest 10 de monede și 3 de spade odată. De două ori. De trei ori. Ea nu știu câte ori ne apare nebunul, da? Ia uite, rege de bâte. Regele și regina de bâte, 9 de cupe. Rege de bâte e o energie foarte sexuală, da? Vi doriți fizic, eventual, acești oameni, vreți să vină șase de aer, șase de aer, da? Să iasă din patru, din restricțiile în care sunt, din familia aceea rigidă, da? Regele de monede, 10 de monede, judecata, 3 de spade, da? Ia uite, diavolul, relațiile toxice aici, vedeți? Cărțile. Unde să mai pun eu? Cum să pun aici? Vedeți? Vi doriți să aleagă pasiunea, da? Care există, să vă aleagă pe voi, să aleagă dragostea față de voi și față de ei înșiși. Da? Ia uite, iar alegeri și ce frumos s-a așezat de la sine. Îndrăgostiți înseamnă oarecum tot doi de spade. Un moment important sau decizii importante în dragoste. Ce fac voi sau ei? Ce alegeți? Lacrimile sau bucuria? Parcă așa era.
Eventual, dacă voi aveți probleme acasă, vă doriți să aveți încredere să mergeți înspre un alt personaj, da? Preîmpărăteasa voastră sau preîmpăratul, împăratul vostru, da? Care vă oferă stabilitate și creativitate și fericire. Clarificăm preîmpărăteasa nouă de monede bunată, de două ori. Înainte să clarific, nouă de monede e o persoană singură. Dacă există un personaj care vrea să divorțeze, probabil este energia acelui personaj, voi sau altă persoană, care vrea să fie singură, da, preîmpărăteasă, ca să se manifeste împăcarea sau întâlnirea, aceea romanța, cavalerul de cupe, romanța dintre împărat și împărăteasă. Da? Dintre cei doi care pot fi fericiți împreună. Și pentru asta trebuie să fie unul dintre voi independent, da? Mai ales, cel care e căsătorit sau într-un contract sau depinde de familie, trebuie să lasă în urmă acea energie ca să vină cu încrederea de faeton. Șapte de bâte, bucărăteasa, vă. Protejați-vă. Am zis, deveniți spre împărăteasă, împărăteasă și cineva, în momentul în care sunteți singuri, se vor lupta ei pentru voi. Vor veni spre voi, vor lăsa toate, da, se vor lupta cu toate, cu toate. Clarificăm împăratul o dată, de două ori, de trei ori. Steaua! Împăratul vostru, doamnelor, împărăteselor, se vindecă, speră. Înțelege conflictele. Și vrea să treacă peste ele. Vrea să manifeste o nouă lume. Care? O schimbare de energie, da? O nouă lume. Să vină. Dacă e distanță, să vină. Vindecați și în adevăr. Și în adevărul acesta vor fi și vindecați, vor fi în stare să-i pună la punct pe cei care creează conflicte. Dar. Steaua. Până să vină, nu stați să aștepta să vină cineva, dragii mei și dragile mele. Fiți voi în echilibru. Sperați, cum am zis de la început, sperați, aveți soarele, aveți 10 de cupe, da? Sperați, rugați-vă, aveți credință, asta înseamnă, aveți credință, că fiind în echilibru voi, veți atrage, da? Perechea aceasta puternică, bărbat, femeie, ce-o fi. Clarificăm cavalerul de cupe odată, de două ori, de trei ori. Ia uite, regina de bâte și regele de bâte, aici. Cineva va veni cu pasiune. Romanța. Regele de bâte, îi vedeți? Va fi o romanță plină de pasiune. Da? După o perioadă de așteptare necesară ca să se vindece, ca să se fiecare, ca să vă echilibrați apele, emoțiile, da? Și să știți, să găsiți soluții. Soluții inovative, originale, creative. Cum să construiți, să vă refaceți viața. Frumos. Cavalerul de cupe și cu regina de bâte, câtă romanță și câte pasiune. Frumos, mă bucur pentru voi, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite și sper că v-a plăcut, da? V-a plăcut? Vă pup, ceau, ceau!